Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Unul dintre lucrurile care mă supără cel mai tare la politicienii români este atunci când vor să ne ia de proști. Înțeleg că vor să profite de o masă mare de analfabeți funcțional pe care ei au creat-o, dar uneori e mult prea mult. Iar dezbaterea cu Uniunea Europeană, care ne va pune să mâncăm insecte, intră în această categorie. De câteva săptămâni, spațiul public din România este inundat de acest fake news, iar reacțiile la el pur și simplu ne fac de rușine. Avem un ministru al agriculturii care ne sfătuiește să nu ne atingem de insecte și să ne întoarcem la mâncarea românească. Avem un deputat lider de partid care a depus un proiect de lege împotriva insectelor. Iar zi de zi nu găsești un colț de internet unde să nu se spună o grozăvie pe tema asta. Așadar, unde suntem? Ce spun faptele? Comisia Europeană a aprobat 3 alimente noi. E vorba de lăcusta călătoare, greierile de casă și viermele de făină. Ele se alătură unei liste întregi de alimente noi aprobate de-a lungul anilor de comisie. Un exemplu recent este chia sau semințele de chia, care azi sunt foarte la modă printre influencerițe. Nu există nicio obligație în a consuma aceste alimente, ci o posibilitate. Cine vrea să mănânce insectele care în alte culturi sunt hrană, o poate face. 2 miliarde de pământeni consumă zilnic insecte și sunt foarte bine. Dar povestea e un pic mai profundă. Ideea obligativității, așa cum e formulată ea de către cei care susțin acest lucru, apare din altă parte. Deci cum se creează fake news-ul ăsta? Există un raport al ONU de prin 2013 care privește agricultura intensivă. El spune că fermele care cresc insecte de consum sunt mai puțin periculoase pentru mediu decât cele obișnuite. Agricultura intensivă este una dintre marile surse de poluare ale omenirii. Cam 14,5% din gazele de seră vin din agricultură. Și de aici, o sumedienie de analiști, ziariști sau politicieni au făcut legătura cu insectele. Mai pe șleau, ei spun, ăștia vă scot mâncarea tradițională și vă bagă insecte. De altfel, asta e o teză pe care o vedeți des la televizor, poate alături de termenul de neo-marxist. Ciudat este însă că avem astfel de dezbatere într-o țară care are o alimentație la limită. Cele mai multe boli cardiovasculare și cancere de colon din Europa, dar despre asta nu discutăm sau discutăm foarte rar. Are mâncarea o legătură cu asta și mai ales mâncarea modernă? Numeroase grăsimi hidrogenate, euri, zahăr, or face mai bine decât insectele? Iar astăzi vă invit să ne uităm un pic la obiceiurile noastre alimentare cele mai proaste. De fapt, care sunt lucrurile cele mai rele pe care le găsești în România? De ce vă feriți cel mai tare? Hai să facem un top al mâncărilor mai desperiat decât insectele. Și dacă vrea cineva, poate să ne spună și cum sunt lăcustele astea, viermii, cine o fi mâncat. Așadar, 0372069599. Îl repet, dacă vreți să ne sunați întâia oară, 0372069599. Oameni buni, insecte sau șuncă de porc? Ce vi se pare cel mai rău dintre astea? Sunt desperiat insectele în alimentația noastră și care e alimentul de care vă feriți cel mai tare? Ce-o fi cel mai rău? Cum reușim să facem și echilibru în treaba asta? 0372069599. Suntem și pe Facebook, ne puteți urmări acolo. Deschidem în momentul acesta dezbaterea cu Adriana. Salutare, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am regăsit. N-am încercat insecte. Nu le ajută pe ele să... Nu mă conving ele pe mine să le consum. Între insecte și șuncă, mie insectele mi se par mai ciudate. Uh-huh. Șuncă, da, prefer să consum șuncă. Și o doamnă, nu știu dacă am voie să-i precizez numele, o doamnă nutriționist pe care o găsim și peste tot o găsim și ne învață de bine. Ne spune că, de fapt, mâncarea noastră românească nu este un pericol, ci cantitatea. Uh-huh. Deci, problema noastră nu este
faptul că noi suntem gurmani și că mâncăm carne de porc, ci că mâncăm multă carne de porc. Noi mâncăm multă carne, în general. Dar carnea de porc și carnea noastră pe care o mâncăm noi în general și care, că totuși găinile noastre de la țară sunt pline de grăsime, ce vorbim? Să fim serioși acum. Dar nu asta e problema, ci cantitatea. Pentru că dacă mâncăm 4 sarmale în loc de 10 sau o jumătate de copănel în loc de 5, e o diferență. Deci cantitatea face diferența între mâncarea sănătoasă și între sănătate și boală, de fapt, dacă e să spun punctul meu de vedere. Și iarăși ce mi-a plăcut la doamna nutriționist Mihaela Bilic. Nu, așa, la doamna Bilic. Pentru că am și precizat într-o intervenție adânsă că suntem una din puținele nații care noi consumăm organele animalelor, care sunt foarte importante pentru organism. Nu mai știu exact la ce erau... Stai că o întrebăm. La ce era bun, dar organele... Doamna Bilic? Organele de la... Doamna Bilic este un nutriționist care, din punctul meu de vedere, este un profesionist și care ne învață de bine și n-a fi loc să mai ascultăm din când în când. Dar, da, cantitatea este cea mai mare problemă a românului. Faptul că noi mâncăm mult carne. Dai un pic, că n-am apucat să zic ce voiam să zic. Că e bine să o ascultăm pe doamna Bilic, o să o ascultăm din ce în ce mai des, chiar din seara asta, că Mihaela Bilic este noua noastră colegă de la Europa FM. În fiecare vineri seara, da. Ce mă bucur. În fiecare vineri seara de la 6:15, Mihaela Bilic vorbește cu voi și vă sfătuiește despre mâncare. Da, telefonul pe Europa FM. Gata, radio și telefonul poți să-l setezi pe Europa FM. Telefonul, că radio aici n-am, mai se strică, mai pierde semnalul, telefonul. Am înțeles, pe aplicație, am înțeles, Adriana. Deci, echilibru și, mă rog, cu insectele nu ne-am lămurit, poate găsim pe cineva mai departe. Da, poate găsim pe cineva fan. Spune-mi, nu fan, că nu știu dacă e fan cineva în țara asta, dar care e cel mai rău lucru din alimentația modernă este? Crembuștiu. Mie crembuștii mi se par cei mai periculoși. Am înțeles. Bine, mulțumesc tare mult. Titi din Brașov, care-i, domnule, cel mai periculos lucru? E crembuștiu? Bună ziua, din Brașov. Sunt domnul Dumnezeu Cărni și o colegă de abreasă de-a doamnei Bilic. Așa. Pe rușinea dumneiei. Eu lucrez totuși în branșă. Spunea că bărbat din care se bagă foarte multe subproduse, ca fiind ghiare și mai nu știu ce. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Legat de insecte este ceva opțional. Nu, nu, stai, să terminăm cu camera, cu carne. Hai un pic. Deci zice așa, că e o doamnă nutriționist care a zis spre rușinea ei. Nu are importanță. Da, acum nu are importanță, că nu o judecăm pe ea. Deci cum, a zis că e rea carnea pe care o faceți voi. Și acum, uite, mai devreme Adriana din Giurgiu zice așa, domnule, cel mai rău lucru este crembuștiu. Dacă tu lucrezi în carne, zi tu dacă... Nu e rău, domnule, nu e rău. Nu e rău. Cătălin, în anii ăștia ultra de tranziție, așa, că România asta e o metamorfoză continuă, așa, dar în anii aia cruzi, din anii 90, se folosea foarte mult pastă dintr-o asta de oase dezosată mecanic, care, ceva inferior, e un subprodus poate de la fermele de păsări, să spunem. Okay. Dar a dispărut, acum avem niște standarde de calitate, nu există fabrică de industria cărnii și de orice alt profil care să nu respecte. Multe sunt pe fonduri europene, sunt reutilate, modernizate și acolo trebuie să respecte niște standarde. Înțeles? Am înțeles. Nu știam asta, că a crescut calitatea în materie. Absolut, mă gândeam absolut, că absolut, pe scumpete asta, din potrivă, s-ar putea să scadă. Da. Aici mergem cu încredere înainte, pentru că noi așa zic că suntem oameni serioși și nu și spunem lucruri adevărate. Zim cu insectele, așa, că par la concurență acum cu voi. Nu neapărat. Pe mine mare când stau în Brașov și chiar dacă apare, chiar o să văd cum e la ormorbe. Colegul tău, băiatul care a ascultat dimineața la matinal, Luca Parcu, fusese în Thailanda, și era fascinat de ce gustați pe acolo. Din insect. Nu s-a întâmplat nimic. Păi chiar i-a plăcut, spunea dumneavoastră. Care e problema? Este ceva emoțional, iar băieții ăștia de la AUR și de la partidele astea care se cață emoțional pe orice știre, de la energie, de la ascultări, de la orice,
na, este na, un aspect electoral și tot este pe bază de, de emoția care o creează știrea respectivă. Vedeam, apropo, ce spuneam și tu pe internet, când mai am timp așa mă uit, pe o bandă transportoare erau deversate sau răsturnate sau ambalate o grămadă de fieri. Băi, frate, e ceva construit. Eu și la mine, piftelele care se fac industrial, să spune, și merg pe bandă, sau burgeria de hamburgeria de vită, nici ei nu merg în halul în care erau prezentați firme. E o vrăjeală imensă. Și este opțional, vrei să consumi bine, nu vrei iar bine. Care e problema? Da. Spunea cineva, mulțumesc tare mult, Titi, spunea cineva într-un comentariu pe Facebook mai devreme, mă uitam când am tizuit emisiunea, domnule, să știți că așa, pas cu pas, cu dezbateri de asta libere, ne băgați în cap ideea că se pot consuma și după aia, hap, vine într-o zi și ne-ați obligat pe toți să mâncăm viermi lăcuste sau greieri. Avem și un număr de WhatsApp, primim mesaje și acolo, v-am spus că le dăm și pe cele audio, în măsura în care putem, 0728-3132. Dacă nu consumăm alimentele ca pe medicament, adică puțin, vom ajunge să luăm medicamentele ca pe hrană, spune Adriana din Alexandria pe WhatsApp. Altcineva zice, domnule, aș interzice margarina și consumul ei. Ce zici, Iulia? Salutare! Bună ziua! Mulțumesc că m-ați primit în direct. Eu sunt adepta a ceea ce spunea și doamna mai devreme, că moderația e foarte importantă. Adică, zahărul în sine nu este o otravă. Devine o otravă în momentul în care se exagerează consumul. După părerea mea, același lucru se întâmplă și cu, alte feluri de glucide, cu lipidele, cu grăsimile saturate. Toate astea sunt rele în momentul în care devin, cum să zic, o parte din alimentația zilnică. Dacă ne mai mutăm și în fast food, atunci, na, lucrurile chiar nu mai sunt ok. Cum să spun, din punctul meu de vedere, cealaltă temă, lăcuste, greieri, din ce am citit, ele sunt o sursă de proteină. Așa. Acum există un aspect care ține de ce este bun pentru noi să mâncăm și ce este bun pentru planetă ca noi să mâncăm. Carnea pe care o mâncăm noi în Europa tradițional și nu numai în Europa, și Statele Unite, și porcul, vaca, creează, se pare, niște probleme ecologice destul da, de mari. Da, așa e. Da. Agricultura, spuneam mai devreme, dă emisii de astea de gaze, 14,5% din emisiile mondiale de gaze sunt din agricultură. În special da, de la vaci, da. Exact. Vacile, rumegătoarele în general. Vaci, capre, oi. Acum, eu nu știu, n-am citit suficient încât să cunosc dacă aceste ferme de greier, lăcuste și așa mai departe produc emisii sau nu produc emisii. Dacă sunt o alternativă care produc mai puține emisii și ne oferă acele proteine de care avem nevoie ca să ne dezvoltăm, da, musculatură, osatură și așa mai departe, atunci pot fi o variantă foarte bună. Nu spun că mi-ar plăcea în mod special să văd mâine 5 greieri sote în farfurie, dar cum să spun? Poate sub forma unei făini adăugată unor alte alimente, să mănâncă, să nu fie nimic rău. Acel roșu de carmin care e făcut din niște gândaci de cactus, dacă nu mă înșel. Dar fii atent ce spune cineva pe Facebook. Domnule, eu am mâncat tot felul de insecte și greierii mi-au plăcut cel mai mult. Un gust de alune de alea de pădure depinde și cum sunt făcuți, pentru că într-adevăr am mâncat o tocăniță de ceva gândaci splendidă. Și oricum să știți, stimată doamnă Iulia, că sunt folosiți în multe industrii pe post de coloranți. Na, ce ziceți de asta? Nu mă deranjează, adică n-am o problemă principială cu acest tip de aliment. Tot ce spuneam e că mi-ar lua un pic de timp să mă obișnuiesc să-i văd pe ei ca atare în farfurie. Da, e o prejudecată, adică nu este vorba de ceva dăunător. Și faptul că Uniunea Europeană ne spune că aceste produse au fost verificate și nu conțin nimic care să ne facă rău, este, cum să zic, un ajutor. Bine, asiaticii știu de mult lucrurile astea, că acolo se consumă da, foarte mult. Și în Africa sunt 2 miliarde de pământeni care fac asta. România în direct la Europa FM.
Stați că am prins-o pe colega Mihaela Bilic la telefon. Salutare, Mihaela! Bună ziua, bună ziua! Îmi place asta cu colega, sunt așa de mândră, abia aștept să diseară, fim colegi. Diseară la 6 și da. Un sfert, Mihaela Bilic își face debutul la Europa FM cu propria emisiune, stimați ascultători de România în direct. O să fie foarte tare. Dar, Mihaela, hai să lămurim că așa a început emisiunea cu o ascultătoare care nu știa că vii, dar care te-a invocat și a zis, doamna Bilic a zis de organe, că noi mâncăm organe. Care-i treaba cu organele? Este exact cum e cu greierii pentru alte popoare. Lucrurile astea, comestibil, necomestibil, de fapt bun de mâncat, nebun de mâncat, le stabilește mai degrabă societatea și religia, pentru că noi, ca oameni, suntem făcuți să fim omnivori și să mâncăm de toate în funcție de posibilități. Cum bine ați spus și voi, în Africa și în Asia, oamenii mănâncă insectele astea, pentru că biesidei n-au alternativă și nu au alte surse de proteine mai generoase. Și atunci organismul are nevoie de proteine și instinctul ne spune, ne face să le descoperim în orice insect, în orice viețuitoare. Apropo de organe, noi mâncăm organe cu multă plăcere. Sunt alte țări unde acest lucru este considerat absurd sau complet o idee, adică nici prin cap nu le-ar trece, dar ține de obiceiurile culinare și de tradiții mai mult decât de anatomia și fiziologia noastră, care, Doamne ajută, ne-a lăsat natura capabil să, iată, să extragem proteinele din orice. Noi am întrebat astăzi Mihaela Bilic și despre cel mai rău aliment. E vreun lucru de care te ferești din alimentația modernă? Trebuie definit termenul rău, pentru că am ajuns într-o situație, noi, iată, norocoșii care trăim în abundență alimentară, să punem etichete mai mult cu rațiunea și cu mintea, acolo unde, cum spuneam, organismul nu le consideră rele, și din cauza asta am ajuns la un fel de, nu știu cum să numesc, clifoseală, răzgâială, adică, apropo de rău, mie ciudă, nici nu știu, sunt tristă, sunt amărâtă să constat că, de exemplu, într-o țară ca România, mulți dintre consumatorii aleg mai degrabă și dintre culmea proprietarii și șefii de bucătării, de restaurante, aleg mai degrabă să pună în tigai o bucată de carne de vită decât una de porc, considerând că porcul e rău. Și lucrul ăsta pe mine mă întristează grav, pentru că e mult mai scump și mai dificil de găsit o carne de vită bună, în schimb porcul, care e, vorba aceea, îmbătătura românului, vezi, Doamne, a primit eticheta de rău. Rău a primit ca etichetă și laptele, altă aberație, da, care, să zicem așa, curge laptele pe galantarezii. Exact, pe ulițele noastre și noi, tocmai pentru că l-avem, ne punem întrebare, o fi bun, o fi rău. Ferească Dumnezeu, dacă nu l-am avea, iată, am ajunge ca mărâți ăștia să mâncăm insecte. Adică ni s-a urât cu binele. Pentru mine nu există, adică mai degrabă aș spune preferat, nepreferat, bun, nebun, nebun, pe criteriu de gust. Dar altfel rău, structural, biochimic, metabolic, e puțin probabil. Și în cel mai rău caz poate să fie, cred că rău ar putea să fie în legătură cu mâncarea ceva care să fie alterat, stricat și care să spice rău, da, să spice greu, dar și aici organismul ți-a dat un semnal pe sistemul, prietene, poate data viitoare și tu un pic mai atent, fie la exces, fie la calitate. Mihaela Bilic vine diseară la 6 și un sfert. Da. Mai e o emisiune și diseară, la 6 și un sfert. Fiți atenți aici, la radio și pe Facebook, debutează. Te așteptăm cu toții aici, te îmbrățișăm, o să luăm sfaturi și în particular, mai ales eu, da, suntem o întreagă congregație aici care se luptă cu greutatea. Tot ce știu o să spun, nu țin nimic pentru mine și mă bucur mult să am așa o tribună și așa un microfon care ajunge în toate casele românilor. Haideți să le lămurim pe astea cu mâncarea, că par multe, dar
culmea e că o să le simplificăm și o să fie bine. Bine ai venit la Europa FM. Bine. Îți mulțumesc, Mihaela Bilixpor. La treabă, bună ziua, zice cineva la 0728-3132. Nu m-ar deranja să consum greieri. Sunt sigură că în situația în care unei persoane este foame, ar mânca și insecte, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Și în alte culturi se consumă la modul normal. Un prieten din Danemarca nu reușea să mănânce pâine cu untură la noi. Eu sunt sigură că aș putea să mănânc insecte. Salut, Marius, ce zici? Salut! Ce să mai zic, după ce a vorbit Mihaela Bilic, tot ce rămâne de spus este că cei care au deschis această discuție, domnii politicieni, să zic așa, cred că au foarte mult timp liber și au rezolvat ce le-a rezolvat și pur și simplu n-au știut despre ce să mai vorbească. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Te contrazic. Eu cred că e vorba de un populism feroce aici. Știi de ce? No, ei cu asta se ocupă. Clar, clar. Eram ironic. Da, normal, e un populist. Cred că fiecare este liber să mănânce ce vrea. Și așa românul nu mănâncă în niciun caz sănătos. Mănâncă toate prostiile. Îmi cer scuze, mă bușește râsul pentru că mă gândesc la Crâmbu, știu, de mai devreme. Și mi s-a părut foarte amuzant. Grăsimile mi se par groaznice, zahărul la fel. Ce ți s-a părut amuzant? Că a zis ascultătorul nostru că e mai sănătos în ultima vreme, că au mai multă grijă când îl fac? A zis, când ai întrebat ce mi se pare cel mai periculos, a zis Crâmbu. A zis o ascultătoare, cred, da. Nu știu, cred. Cum? A zis o ascultătoare, Adriana, ea a zis Crâmbu, știu, da. Da, mi s-a părut foarte amuz. Cred că dacă m-ar fi pus cineva să zic 1000 de lucruri, nu cred că aș zic Crâmbu, știu. Deci pentru tine nu e, a? Eu o să mănânc grăieri când o să apară, deși nu o să mă oblice nimeni. La urmă, și în restaurantele, meniurile restaurantelor se găsesc picioare de broască și n-am auzit nimeni să comenteze vreodată legat de subiectul ăsta. Mâncăm insecte, mai ales când apar cireșele. Toată lumea mai mănâncă câte un vierme. Acum o săptămână am mâncat un vierme dintr-o gutuie, așa că, ce să zic, să intre pe piață când mai multe alimente, o să le încerc pe toate. Cu părere de rău pentru domnul din domeniul producției de carne, carnea tocată de pasăre e plină de zgârciuri, oricare ar fi producătorul. Na, că am primit răspuns și la chestiunea cu... Da, e peste tot și nu neapărat în presa românească, sunt și o grămadă de site-uri, de studii care spun asta. Da. Evident, ce rămâne... E ceva de care te ferești? Adică ceva despre care tu ai zice astăzi, bă, eu nu, aia nu. În general, nu mănânc mezeluri. Deși îmi plac foarte mult, numai faptul că sunt afumate și știi cum se afuma pe vremuri piunca la țară, tot cărbunele ăla, toată negrarea aia se ducea pe carne, după care noi o mâncam, mi se pare pompă chimică, să zic așa. Și, în general, refuz să mănânc mezeluri. Mănânc chestii cât mai simple, pește, salată, chestii de genul ăsta. Da, dacă vrei, putem deschide o dezbatere despre pește. Spun mâna în foc la 0372069599, o să sune cineva care o să spună că tot peștele ăsta de acvariu sau de bazin e o nenorocire. Deci, uite, acum, testat, în 30 de secunde. Sunt convins, o să convins. Zică cineva. Păi și așa nu poți să orice spui că mănânci, cineva o să-ți zică că nici asta nu este sănătoasă. Spune că și salată, dacă spui că mănânci, nu este nici aia sănătoasă, că vine din pământ, apa trece deasupra fabricii, curge pe salată și tot mănânci. Nu e așa? Nitriți. Îți mulțumesc tare mult, Marius. Întâmplarea face că următorul la telefon este tot un Marius. Salutare! Bună ziua! Salutare, Marius! Marius sunt și eu sunt primul nebun care încearcă să fac o fermă de insecte în România. Iată. Trebuie să vă spun că sunt două direcții diferite în creșterea insectelor. Unele specii sunt crescute pentru animale, iar alte specii sunt crescute pentru hrana oamenilor. Nu se pot intersecta una cu alta. Deci sunt specii distincte. E altceva. Acum vin de la o conferință din Germania. Sunt în mașină, nu știu dacă mă auziți bine. E ok. Și, într-adevăr, tendința merge în această direcție, pentru că pot ajunge la zero waste, adică producția de proteină din insecte, deși aici vorbim doar de proteină, că e importantă, poate să ajungă la zero deșeuri. Consumă foarte puțin energie, materii prime pe care nu le mai vrea nimeni,
pot fi transformate în ceva bun. Și atunci nu văd de ce atâta încrâncenare împotriva a ceva nou. Nu ne obligă nimeni să mâncăm. E o alegere, așa cum și educația e o alegere și cum mergem pe drum e o alegere. Avem de respectat niște reguli, dar în același timp putem alege să fim altfel. Și nimeni nu ne va băga pe gât din secte. Auzi, dar ai mâncat? Nu v-am auzit. Întrebam dacă ai mâncat, dacă tu ai mâncat. Am gustat, dar din pură curiozitate, așa cum am gustat și pui de baltă sau alte lighioi care nu fac parte în mod tradițional din meniul nostru. Adică nu... Păi știi cum e? Acum lumea o să zică, băi, dar tu le crești și tu nu le mănânci? Adică ar trebui să ai... Dar, eu cred că Black Soldier Fly, o specie pentru hrana animalului. Un animal, dacă are de ales, nu o să aleagă granule și bobițe și mai știu eu ce conservă. O să aleagă un animal care e în lista lui de genetică, de hrană. Foarte interesant. Și atunci... Ce sunt astea Black Soldier Fly ăsta? Fly, ai zis. Fly e o specie care nu crește în mod natural la noi, dar care nu transmite boli, are o... Și ce e? E o lăcustă? E o muscă, dar în stadiul de larvă sunt interesante pentru că în stadiul de muscă trăiesc doar câteva zile cât să mulțească, să depună ouă și atât. Cum faci grozăvia asta? Adică ai un spațiu, ai un, ca un acvariu, ca o seră? Unde crești tu toate astea? Deci am ajuns la câteva sute de mii de euro investiți într-o fostă fermă de porci și acum am ajuns cu autoritățile care n-au legislație, n-avem formulare, n-avem... N-aș vrea să mă duc în direcția aia, că sigur... Genial va fi. Știi că sunt televiziuni din România care vor scoate exact acest fragment de discuție și vor spune... Stimați români, am ajuns să creștem muște în loc de porci. Ia uitați cum e lumea asta. Deci am cumpărat o fostă fermă care stătea părăsită din 2015. Nu e o miză pentru nimeni, adică până când nu apar o altă metodă să putem trăi, trebuie să ne hrănim cu proteine. Și atunci noi și specie ne luptăm cu animale pe care le creștem pe aceleași resurse. Adică noi consumăm soia, dar ca să producem un kilogram de carne, nu contează din ce specie, că-i pește, că-i vită, că-i porc, că-i pasăre, noi trebuie să-i dăm o sursă de proteină și atunci cea mai de mână e soia, care vine din Argentina, Brazilia, Chile, din America de Sud. Și care distruge planeta. Cât de mult fluează numai transportul. Numai transportul de acolo să... Și câte păduri sunt tăiate ca să pui soia? E o întreagă discuție. Îți mulțumesc pentru telefonul tău. A fost lămuritor, acum înțelegeți mai bine cum se desfășoară lucrurile astea în lume. Dar dezbaterea noastră merge un pic mai departe. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Salut, Cătălin. Din punctul meu de vedere, după 7 ani lucrați într-o fabrică de mezeluri. Ai cuvântul meu de onoare că orice mezel, la ora actuală, sub 30 de lei kilogramul, nu are pic de carne în el, nici nu vede carne. Și crede-mă că știu ce spun, acel mezel nu are decât ieuri, gel, soia și orice altceva în afară de carne. Dar să știi că statul le permite treaba asta. Salut, Valentin din Călăraș. Valentin din Călăraș. E, vedeți dumneavoastră, domnul Daia, de ce am dat noi mesajul ăsta? Pentru că dumneavoastră v-ați pus în fruntea masei în România și a zis așa, în fruntea maselor, da? Și în fruntea mesei. V-ați pus și a zis, români, dragi români, ăștia vă fac o răutate, vă pun să mâncați insecte, ceea ce nu e adevărat, în schimb să vă ocupați un pic mai des de ce găsiți în carnea sub 30 de lei. N-ați vrea dumneavoastră să faceți o încercare acolo? Și colegul George Simion. Luați-l de mână și pe colegul George Simion, alt mare luptător pentru drepturile românilor, și cântăriți dumneavoastră împreună, bă, care ar fi mai rău? Să vină ăștia și să zică, bă, cine vrea aici poate să mănânce niște lăcuste, sau să bage carne din aia în el.
Știți care e treaba în România? Avem cele mai multe boli cardiovasculare și morți din boli cardiovasculare din toată Europa și cancere de colon. Ia încercați voi să fiți un pic populiști pe ideea asta. Raluca, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Știam eu, carnea de porc e cea mai bună legumă. Acum am confirmarea de la nutriționist, deci... Stai un pic, nu lua așa, că n-a zis chiar așa, a zis că... Ei, n-a zis chiar așa, dar nu, să nu credeți că eu mănânc o cremă atât de zile legume și fructe, doar așa, ca să nu mă îngraș, nu când mi-ar să-și amici. O să mănânc 14, am testat, o să mănânc 14 niciodată, dar, mă rog, nu mănânc. Cum zicea cineva înainte, da, tot mai mâncăm viermișori în cireșe, eu dacă îi găsesc mai mâncesc, dar nu mă gândesc, îi mănânc dacă îmi place cireașa. Și bunica mea, când avea multă făină, uneori o cernea, dar uneori nu mai apuca. Și am făcut și o recent, când mi-am dat seama, o mămăligă, am văzut că are și chestii negre, dar după ce am fiert-o, e pana mea sau fier, asta e. Am prea mă pricepe la găsit, dar... Deci am mâncat și eu și niște mole și n-am mai pățit nimic ca mole alimentare. Nu pot să zic că aș face alegerea asta, dar era o emisiune, dacă mă amintesc, că vine Bear Grylls sau nu știu cam, nu știu exact, care să supraviețuia în sălbăticie. Și mânca tot fel de proteine. Până la urmă, vorba noastră este o proteină, asta e treaba. Și ce nu mănânc eu, nu-mi place deloc gustul de bază, deci nu mănânc pește, deloc. Nu că e sănătos sau nu, nu-mi place. Nici fructele de mare, deloc, nu-mi plac. Mișpui de baltă, vai doamne, am încercat o dată groaznic, din punctul meu de vedere, revenim. Iar ce, nu cred că interzis ceva câtă vreme în cantități moderate. Dar alimentul meu preferat, mai știu, e parizerul, nu mănânc. Dar îmi place de nu mai pot. Dar nu mănânc, că știu că e groaznic și n-are nimic decât culoarea, cred că. Doamna Bilic, vine la emisiune, o să zică că ai voie să mănânci... maxim 100 de grame de parizer, că am prins eu odată pe discuția asta. Am să mănânci, da! Cu castraveți. Da. Cu castraveți. Cu ce? Că eu mănânc o grămadă de salată, așa, nu că-mi place, cum zic eu. Că eu să mi-ai zic că, domnule, legumele sunt în salată și eu mănânc doar ca să nu am graș, nu că-mi place. Da, mă rog, mai mănânc și roșii de plăcere. Restul nu, doar ca să am tenul frumos și să nu mă îngraș. O chestie simpatică. Radu Umbreș, antropologul Radu Umbreș, are un interviu în publicația Press One, în care zice așa: în Vechiul Testament sunt interzise animalele care trăiesc în apă, dar nu au solz, deci fără creveți sau homari, oricât de hrănitori și gustoși ar fi ei. Știi că ție nu-ți plac, dar vreau să zic că societatea plătește o grămadă de bani să mănânce creveți sau homari. Dar nu-mi plac deloc. Da, ce să fac și eu? Am încercat. Asta e viața. Cufuleții sunt foarte, adică nu știu dacă sunt foarte buni, întrebați-o pe Mihaela Bilic diseară. Mulțumesc tare mult. Noi românii facem din țânțar armăsar, ne spune cineva pe WhatsApp. Nu suntem în pericol, nu vom fi obligați să mâncăm insecte, deși acestea sunt o alternativă validă. Mulți români mănâncă foarte prost, dar pentru ei este o mândrie. Nu înțeleg că exagerând cu grătarele, cu fripturile, cu ouăle prăjite și cartofii, care toate sunt foarte bune, își pun viața în pericol, ne spune cineva, care ne trimite și un buchițel de flori, un emoji pe WhatsApp. Gabi, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, salutări la tot auditoriu. Pe mine mă îngrozește, am totuși o vârstă și mi-aduc aminte când mâncam numai creveți și vietnamezi și n-a mai murit nimeni, dar nici bine nu ne-a mers. Deci interzicerea sau negăsirea mă îngrozește. Varianta schimbărilor climatice, de exemplu, bun, hai, ne punem cu bâta pe român să țină porci și vite, da? Și vine o secetă și nu mai au ce mânca. Porcii vitele, inclusiv românii. Păi asta s-ar putea asta întâmpla la iarnă, când dacă merge acum prin satele din România, o să auzi că foarte multă lume nu are nutreț care să-l dea, pe care să-l dea la vaci și o să fie o problemă. Ce-ți aminteai? Voi să ne spui o amintire. Cum începuse pe vremea mea? Îmi amintesc când aș fi dat orice și chiar aveam legături și erau atunci micul trafic de la sârbi pentru 100 de grame de cașcaval. Nu mai știu ce
se întâmpla și la noi evident nu era atunci. Și atunci n-am putut să fac rost. Deci aia e ideea cu interzisul, cu... Lasă omul, dacă simte că e bine, să mânce porc, numai porc, dacă vrea să moară repede, nu? Dar cu insectele cum stai? Cu insectele am înțeles că la ceva institut de cercetări din Iași, dacă nu mă înșel, se fac cercetări pentru făină cu, nu știu, cu greier, cu îți spun eu, la facultatea, la Universitatea de Agronomie, la una dintre facultăți acolo, la lucrările de diplomă, s-a făcut o pâine cu făină din asta, dar nu mai știu nicio, din greier. Au dat băieții la deșteptarea. Din greier sau din lăcuste. Na, ama că o fi fost bună, că nu o fi fost bună, pentru cine dorește... O fi fost bună, o testez odată, dacă e bună, și nu Uniunea Europeană mi interzice și nu... Domnul, de-aia interzice. Că de-aia suntem în democrație, să pot să cumpăr. Sau atunci domnul de-aia să facă cum știe și ajungem la podromul. Da, doamne ferește. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Stelian, ești la România în direct. Vă salut. În primul rând, observ că lumea a luat-o totul pe arătură, cum se zice la noi în Ardeal, cu suful în jos, și dacă noi avem impresia că este nevoie ca cineva de la Uniunea Europeană, Statele Unite sau chiar din Guvernul României să ne spună ce să mâncăm și ce să nu mâncăm, înseamnă că suntem nebuni. Eu sunt vegetarian de mai bine de 10 ani, dar asta nu înseamnă că am o problemă cu cei care mănâncă produse animale. În primul și în primul rând, până la vârsta de 30 de ani, este foarte important să observăm că arderile sunt diferite. Și noi suntem obișnuiți să mâncăm 3 mese pe zi. După 30 de ani, este foarte important să reducem acele 3 mese la 2 mese pe zi. Mai mult decât atât, oamenii în general mănâncă de plăcere. Și nu mănâncă pentru că efectiv au nevoie, ceea ce corpul cere. O mai auziți? Sau? Da, da, te ascultam cu interes și mă gândeam de ce-i fi renunțat tu la carne. Că e o chestiune de sănătate, nu-ți mai plăcea, o considerai rea, care... Absolut niciuna, nici alta. Pur și simplu nu am mai simțit să mănânc carne. Efectiv, parcă mi s-a dat așa un reset și n-am mai simțit plăcere să mănânc produse animale. Asta nu înseamnă că cei cu care vorbesc sau cei cu care interacționez le spun, băi, nu mâncați, că uite ce vi se întâmplă, ce nu vi se întâmplă. Nu, fiecare are dreptul și are liberul arbitru să facă ceea ce dorește. Dar să nu uităm că în jur de 80% din problemele de sănătate pe care oamenii le au, pe care noi oamenii le avem, sunt de natură alimentară. Asta e o observație foarte bună și asta m-a deranjat pe mine la această ultimă dezbatere din spațiul public românesc. Că noi nu ne preocupăm de chestiunea asta, care e chiar o problemă a nației noastre, dar în schimb ne batem cu lăcustele, făină, deci... Exact. În loc să se informeze corect, pertinent... despre sănătatea oamenilor, ei vin cu tot felul de invenții. Păi eu dacă eu am chef să mănânc lăcuste sau greier sau mai știu eu ce, din altă familie, mă rog, eu pot să mănânc, dar e o chestie strict personală de-a mea dacă mănânc sau nu mănânc. Nu poți să induci cuiva sau să vii cu informații de genul în spațiu public, pentru că vrem, nu vrem, oamenii sunt manipulați, sunt influențați de ceea ce voi, cei de la radio, cei de la televiziuni, spun. Marea majoritatea oamenilor. Și atunci, de ce să nu informăm corect? La un moment dat, cineva din Statele Unite zicea o frază foarte importantă. Și anume zice, dacă nu citești presa, nu ești informat. Dacă o citești, ești informat prost. Și atunci, ce ne rămâne de făcut? Ce vă rămâne de făcut celor din media? Să spuneți adevărul. Și aici îi bag și pe cei de la guverne. Da, e foarte bună concluzia ta pentru emisiunea asta. Mulțumesc tare mult. O să ne oprim aici astăzi. Îmi pare rău că n-am avut loc de toate telefoanele pe care le-am primit și nici de toate mesajele, dar am înțeles răspunsul vostru și este important.
dacă vorbim de sănătate, echilibrul în alimentație, sigur, e cel mai bun și fiecare dintre noi duce o luptă cu asta. Dacă vorbim de echilibru în spațiu public românesc, cu această ocazie, stimații politicieni din România, cu excepții lăudabile, sigur, au sărit calul. Nu poți să faci așa ceva într-o societate care are acces la informații, o societate democratică și în care toate prostiile astea pot să fie demontate foarte ușor. Cred că unii dintre voi suferă de o formă de ipocrizie, să-i zic, și de un parvenitism politic ieșit din comun. Nu îi mai păcăliți pe oameni cu astfel de povești. Menirea voastră în fruntea acestei țări este cu totul și cu totul alta. Câtă vreme o să exploatați niște minciuni, acestea se vor întoarce împotriva voastră. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Vă spun spor la treabă și vă aștept luni cu o ediție specială la care mi se alătură și Vlad Petreanu. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.